Mulțumim frumos! Meniul de Paște nu este complet fără celebra friptură de miel. Cei mai mulți dintre noi gândesc așa, dar pentru că stăm în casă, uneori, fără o parte din familie, suntem tentați să renunțăm la această delicatesă. Restaurantele vin însă cu o propunere pentru noi, pentru cei care nu vor să-și pună pofta în cui, dar nici nu vor să alerge la cumpărături. E vorba de friptura gata pregătită pe care trebuie doar să o introduceți la cuptor. În cazul în care vreți totuși să gătiți, Andreea Gherasim are rețeta perfectă. Pune puțin iaurt, o lingură de iaurt grecesc mai jos. Pentru o friptură aromată, usturoiul este esențial, iar peste el se adaugă rozmarin. Condimente, să punem piper negru, boabe întregi, 4-5 foi de dafin, un băț de scurțișoară, o lucșoară, o linguriță de curcuma, un mix de condimente din Siria, ca să vă zic chiar așa, care are coș de lămâi, cardamom întreg, curcuma, scorțișoară, foi de dafin, între tot, coriandru și un alt mix de 7 piperuri, puțin de afumat. Puțin oțet. Ulei de măsline. Iar rețeta mai spune să adăugăm puțină zeamă de lămâie pentru frăgezime și pasta de tomate pentru culoare. Condimentele se amestecă foarte bine, apoi compoziția se toarnă peste carne de miel. Doamne, ce aici? Îl masăm acum. Să punem puțin usturoi în el. Carnea trebuie să stea la marinat cel puțin o noapte. Înainte să intre la cuptor, alături de ea se pun legume din belșug. Cât trebuie să stea la cuptor? Deci, noi îl facem în modul în care îl ținem la cuptor timp de 2 ore jumătate la 160 de grade, acoperit, desigur. Pe urmă îl scoatem din folie și lăsăm 20 de minute la 180 de grade. Totul depinde și cum vreți să mâncați, dacă vreți mai fel, mai crispy, mai rumenit, fiecare la gust, dar timpul de facere e cam 3 ore. Ready to cook ne-am inspirat eu din afara României, e un concept care funcționează destul de bine și în creștere în toate trendurile din Horeca. Pentru cei care nu au timp să prepare totul sau nu pot să iasă din casă de nenumărate ori pentru toate ingredientele, bucătarii pregătesc rețetele în restaurantele lor. Preparatul negătit vine la noi acasă cu ajutorul unui curier și nu ne rămâne decât să introducem tava în cuptor. Primim de la șef și instrucțiunile de gătire, așa că nu prea avem cum să dăm greș. Evident, rezultatul nu poate fi decât unul apetisant și în acest fel, masa de acasă se transformă ușor într-o ieșire la restaurant. Poftă bună!